Bună! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom prepara o supă de pui cu găluște de griș. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele. Un pui, o jumătate de kilogram de morcovi, două bucăți de păstârnac, cos de țelină, o ceapă, 150 de grame de griș, două ouă, piper boabe, pătrunjel verde, 3 căței de usturoi și, bineînțeles, de sare. Am pus 4 litri de apă într-o oală și o să pun cărnița de pui la fiert. Supa noastră fierbe și s-a făcut o spumă deasupra pe care trebuie să o... Și acum o să pun zarzavatul la fiert împreună cu cărnița. Punem și ceapa. Adăugăm piperul și adăugăm 3 căței de usturoi pentru a menține supa limpede și sare, bineînțeles. Carnea și zarzavatul s-au fiert și o să le scoatem. Zarzavatul afară și acum o să strecurăm supa. Acum voi face găluștele de griș, voi pune sare pe ouă, le batem. Și o să adaug grisul în ploaie. Amestecul pentru găluște trebuie să fie nici prea vârtos, nici prea moale. Ca să ne iasă niște găluște pufoase. Deci cam așa trebuie să arate conținutul nostru din gris și ou. O să bag lingura în supă și o să adaug găluștele. Supa noastră este gata și o să presărăm pătrunjel din abundență. Are o aromă foarte bună. Și o să vă arăt și dumneavoastră. Puteți vedea ce pufoasă este. Aceasta a fost rețeta mea pentru supă de pui cu găluște de griș. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să vizionați și alte rețete. Nu uitați să puneți usturoi pentru a avea o supă limpede. Eu vă doresc toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!